Ziua, doamnelor și domnilor, bine ați venit la noua lansare a editurii Universității de Vest. Este vorba de lucrarea Literatura migrantă în spațiul de limbă germană, autor Roxana Rogopete. Este o carte care apare în colecția Biblioteca de Cercetare, care publică lucrări care pornesc de la tezele de doctorat. Am citit lucrarea Roxanei, a ajuns doar anul acesta la editură și am ținut neapărat să o lansăm la Bookfest. De atelier am făcut această propunere pentru că este o lucrare extrem de temeinică și pe un subiect care pe mine m-a atras. Citind-o, mi-am amintit de lucrarea lui Radu Pavelgheo. Inevitabil faci, nu doar datorită temei, dar și a seriozității abordării subiectelor. Și de încă un lucru, anul trecut România a fost chiar invitată la târgul de carte de la Leipzig și Herta Müller și Ada Milea au avut un spectacol împreună care s-a numit Graniță în raniță. Citind lucrarea Roxanei, cam la asta m-am gândit, îmi pun granița în raniță, viața în raniță și gata. Însă despre lucrare și, sunt împreună cu noi doamna profesoară Adriana Babeț și domnul profesor Dumitru Tucan. Doamna profesoară i-a coordonat lucrarea de doctorat a Roxanei, așa că o invit prima să ne povestească despre autoare și despre carte. Bună ziua, mă bucur că sunteți cu noi pentru o celebrare. Cuvântul nu e aruncat degeaba, pentru că ne aflăm în fața unui debut total, un debut editorial și încă un debut care marchează și vârful unei, să zicem, a trei ani buni de cercetare. Mă gândeam că dacă ar mai fi de față doamna Oana Potache de la București, profesoară la universitate, și Ruxandra Cesereanu, nu, de la Cluj, am putea reface comisia, și cu Laura Cheie, scuzați, că avea un germanist totuși, am putea reface comisia de susținere și cu domnul profesor Tucan și comisia de îndrumare a tezei. Am scris cu mare bucurie cuvintele de întâmpinare de pe coperta a patra. Le-am scos într-un fel din ceea ce la noi se cheamă referat. Îl am la mine, vă dați seama că nu o să citesc un referat, dar o să mă refer la, chiar la referatul cu pricina, în care spuneam că alături de doctoranții mei am marcat și eu o mică victorie, ce înseamnă să vorbești al doilea. Evident, începeam cu Radu Pavelgheo, cu Străin în țară străină, suma cum laude în momentul de față excelent, calificativul maxim, care este un 10 curat, cu coroniță, după care a urmat o teză care are acum un titlu puțin mai alert, Portret de grup cu, da, Literatura migrantă în spațiul de limbă germană. Inițial era o chestie mai ațuțătoare, nu cu un portret de grup. Da, mărirea și decăderea unui premiu literar, care e premiul Camiso. Mărturisesc că am o mică contribuție, dacă aș zice eu, de bază, la apariția acestei cărți și la realizarea tezei. Mintea Roxanei, după ce a parcurs 3 ani de licență, 2 ani de masterat, stătea la un subiect ok, dar mult mai, zic eu, plin de surprize, mai degrabă neplăcute, o lucrare consacrată grotescului, conceptului de grotesc, în literatura centrală europeană, foarte bine, zic, dar care e zona în care tu ai deja, cum se nu zice astăzi, expertiză. Și mi-a spus că a avut niște burse în Germania, la ce seminarii a fost și că a studiat
Acest fenomen, care e foarte, foarte ofertant în acest moment, literatura migrantă, adică în spațiul de limbă germană. Literatura pe care o scriu niște oameni din diverse generații, ei au urmărit de-a lungul timpului, care au altă limbă maternă decât germana și au ales să scrie, deci e o alegere deliberată, nu seamănă cu ceea ce s-a întâmplat în spațiul de limbă engleză. Studiile postcoloniale discută despre asta, fostele colonii care au venit, s-au așezat și scriu Boles Noles în engleză, nici măcar cu Maghrebul, țările Nordului Africii, care scriu în franceză pentru că sunt scriitori transplantați mai mult silit decât de bunăvoie într-o altă limbă care e franceză. Aici este o alegere liberă. Și surpriza asta, pentru că nu mi-era cunoscută zona, nu mi-era cunoscut nici acest premiu Camiso, eu știam de Chamisso, poetul francez, fugit și el din Franța ocupată de revoluționari, un aristocrat care și-a găsit un spațiu de refugiu în Germania. Și în amintirea lui, care le-a cam făcut un pic de romantism de limbă germană germanilor, în amintirea lui, asta se întâmpla acum vreo 12-3 secole, nu? Cam. Da. Da. Și în consecință, 200 și cea de an, în consecință, Germania a lansat un premiu literar în jurul căruia și-a construit teza Roxana. Nu mai vine, în momentul în care și-a terminat ea teza, s-a terminat și cu premiu, a fost desfințat, problemă politică și politică, o să vedeți, o să vă interesante să o ascultați pe ea. Ce am învățat, că și un profesor învață multe de la studenții lui, am refăcut o istorie, o istorie politică, o istorie socială și economică a Germaniei de după al doilea război mondial, lucruri extrem de interesante, care au făcut ca această lucrare să fie de o interdisciplinaritate cum noi ne visăm. Multă lume lipește niște concepte și hai să zicem că e o lucrare interdisciplinară. Aici e, într-adevăr, e pe bune, cum s-ar spune, istorie, istorie politică, istorie culturală, antropologie și, bineînțeles, cercetare specific literară, dar nu în sine. Subiectul se preta la așa ceva. A urmărit valurile migrante în Germania, mărturisesc, nu-i cunosc pe autorii respectivi, cu excepția românului Cătălin Dorian Florescu, care intră și el, Herta Müller nu intră și pe bună... A luat premiu. Cătălin Dorian Florescu a și luat premiu Camiso, cum se pronunță în germană, l-a luat cu mare avânt. Și pare mi se pe Stanișici, nu? Dacă atât mi-e cunoscut, pentru că majoritatea turci, italieni, ăștia sunt primele valuri, care au venit și au scris modest, dar au scris în germană, cărți care s-au bucurat de succes în comunitățile lor și în comunitatea literară germană, până la autorii foarte tineri care s-au stabilit în Germania după războaiele din fosta Iugoslavie. Deci valuri, valuri din germanii, sau mă rog să le spunem, o parte erau dar rusofoni, de pe Volga, evrei ruși, ce, am mai spus, arabi, iranieni, deci o multitudine de prezențe, care nu sunt numai prezențe literare sau culturale, ci duc cu ei toți și în ceea ce scriu și analizează lucrul ăsta, istorii personale, istoriile locurilor de unde vin, experiență absolut, absolut fascinantă. O să vă vorbească ea, de fapt, că pe ea trebuie să o ascultăm, să vedem dacă și vorbește bine, pe lângă că scrie foarte bine, titluri inspirate, alerte. M-am gândit și am și scris pe spatele cărții că instituțiile europene interesate de marea temă fierbinte a migrației ar putea să-și ia această carte, poate te gândești la o variantă tradusă, ar putea să-și o ia ca un fel de reper.
pentru că ea depune mărturie mult mai mult decât despre o experiență de cercetare, searbătă și seacă pe care o face orice student zelos. E mult mai mult decât atât. E o carte pe care o puteți citi oricare dintre dumneavoastră, deși e o teză doctorală. Scrie bine, scrie expresiv și calificativul dat în unanimitate excelent, e perfect acoperit. Nota 10. Domnule? Da. Așteptam să mi se dea și mie cuvântul, dar o să-l iau singur. O să povestesc de unde s-a oprit cumva doamna profesoară, repetând faptul că, într-adevăr, ce avem aici e dovada unei munci serioase și a unei cercetări extrem de serioase, care categorică e dublată și de o scriitură extrem de fluidă și de ușor de făcut. Mărturisesc că nu știu cartea în întregime în formula asta, pentru că abia cu două zile am primit-o. O știu în formula cercetării doctorale, dar astăzi, răsfoind-o, m-a prins. Am citit, cred că, vreo două capitole înainte de a veni aici. Și lucrurile la care m-am gândit citindu-le și care, în esență, nu fac altceva decât să, eu știu, întărească ceea ce a spus doamna profesoară Babeț, care știe mult mai bine demersul. Cercetarea e foarte serioasă și reușește foarte riguros să decupeze, să cartografieze, în primul rând, un fenomen de foarte mare actualitate. Și fenomenul are legătură, da, cu ceva din istoria recentă a Europei, dar fenomenul are mai mult decât atât legătură cu ceva din istoria recentă și dezvoltările recente ale literaturii și ale spațiului literar. În principiu, cumva, putem cu toții, să zicem, mărturisi sau putem cu toții fi de acord că, de-a lungul timpului, literatura este un fenomen metamorfic, adică un fenomen care se metamorfozează continuu, evident, scritorii caută tot soiul de, eu știu, căi personale, pe care să le străbat modalități prin care să ajungă la cititori, dar ritmul în care această dinamică a metamorfozei se petrece de ceva timp, hai să zicem 50-70 de ani, e din ce în ce mai rapid. Trăim într-o lume care e foarte mobilă, într-o lume în care, să zicem, plimbarea de la un punct la altul sau părăsirea unui punct în favoarea altuia, părăsirea unei limbi în favoarea alteia, e din ce în ce mai ușor de văzut. Și toate lucrurile astea au legătură cu nu numai mobilitatea socială, dar au legătură cu, în esență, și crizele lumii moderne. Și cartea asta, dincolo de faptul că, așa cum spuneam mai devreme, reușește să cartografieze foarte bine un fenomen, literatura migrantă din spațiul de limbă germană, spațiu imens, evident, în Europa, dincolo de faptul că reușește să observe această dinamică a literarului și rapiditatea cu care se petrece, dă și sugestii pentru o lectură, dacă vreți, politică a literaturii. Poate nu întâmplător, doamna profesoară vorbea ceva despre faptul că cei care, la un moment dat, au în mână problemele culturii din spațiul european, ar putea, cumva, să fie interesați din ce în ce mai mult de acest fenomen și să vadă cumva în această punte pe care literatura o oferă, punte între limbi, punte între culturi, punte între identități, ar putea să facă din acest fenomen un fenomen care să catalizeze ceva din această identitate care
din această structură de natură culturală care se schimbă din ce în ce mai amplu. Și am observat, pentru că primul capitol a fost cel pe care l-am citit cu atenție astăzi înainte de a veni aici, că modul în care percepe colega noastră, tânăra noastră colegă Roxana Rogobete, migrația, identitatea, structurile de natură nodală, dacă pot să zic așa, ea chiar folosește într-un anume fel termenul ăsta, ale identității și ale identității care ține nu numai de limbă, ține și de geografie, ține și de elementele subliminale de mentalitate și așa mai departe. Toate aceste lucruri sunt elemente care ne spun ceva despre lumea noastră, lumea de astăzi, și ne spun ceva despre provocările ei. Și Roxana nu se abține să nu discute lucrurile astea, să le pună într-o cheie polemică. Chiar aceste prime capitole au o tentă polemică destul de serioasă. Oricum, ceea ce rămâne în urma lecturii unei astfel de cărți, rămâne ideea asta de cercetare foarte serioasă, care reușește foarte bine să-și asume un câmp și un material foarte bine determinat, rămâne miza teoretică care observă ceva din dinamica acestui fenomen care este literatura, fenomen cultural în esență, și rămâne și această dimensiune cumva polemică sau care dă dovadă de spirit critic în a observa provocări, crize, nu neapărat soluții, mai ales provocări și crize ale lumii contemporane. Categoric e o reușită, cred că e și va fi o carte care va circula, cel puțin în mediul academic, va circula foarte, foarte serios și foarte bine și care va avea la un moment dat și impact. Mie acum rândul să fac un self-marketing. Chiar dacă spunea la profesor că e o cercetare foarte riguroasă, eu trebuie să spun că nu m-am ocupat 3 ani de zile non-stop de acest lucru și e dezamăgirea pe care o provoc întotdeauna în momentul în care ne cheamă pe cei care deja am terminat doctoratul și ne cheamă să povestim cât de mult trebuie să muncești ca să scoți la capăt și să produci așa ceva. Nu, din păcate, sau din fericire, poate, trebuie să te pun neapărat 3 ani de asta. Vă rog, nu țineți cont, viitorii doctorați, nu țineți cont de ce spuneți. Există viață și în timpul doctoratului și după doctorat, printre altele. Cap la cap, le povesteam și doctoranților din anul întâi, ar fi, cred, 6 luni. Bun, în primul an, bineînțeles, se materializează prin intermediul acelor cursuri doctorale, se materializează și referatele, care au fost cumva gândite până la urmă ca niște capitole ale tezei. Și, într-adevăr, primul an m-am ocupat de partea cea istorică, în al doilea an de partea teoretică și în ultimul an de studiile de caz. Iar în momentul în care organizatorii și cei care finanțează premiul au hotărât să insisteze, totul a devenit așa o baltă în care nu știam ce să pescuiesc, pentru că, până la urmă, am restructurat întreaga lucrare și am hotărât-o atunci ca fiind istoria unui premiu. Până atunci ne-am tot gândit ce să decupăm din această literatură migrantă, care nu înseamnă neapărat premiul Chamisso. Sunt tot felul de alți autori care nu au primit premiul respectiv, însă au avut destulă publicitate în spațiul german, chiar dacă au un alt doctorat cultural. În același timp, trebuia să fac și o paralelă cu premiul austriac și la Institutul de Cultură, și cu Elveția, care nu are astfel de premiu, ea e cumva multiculturală prin excelență. Așadar, pentru că văd foarte mulți studenți, 6 luni de zile
ar trebui să ajungă. Pe lângă... Vedem, nu, pentru proiectul postdoctoral, ce, cât timp, de fapt, o să îmi ia. Da, acum intervin, pentru că sunt studenți la masterat care probabil se pot înscrie și la doctorat. Da, există viață și între două referate, dar eu nu știu câți dintre voi au, cum îi zic eu, turația și carburantul Roxanei. Deci orice întâlnire, orice dezbatere, nu stăm și ne uităm așa pierduți în ochii profesorului sau ai comisiei de îndrumare, notat rapid, deci are un sistem de absorpție de, și o rapiditate de asimilare și de execuție contra cronometru, are o voință care rezistă în timp, deci cel puțin asta a fost impresia mea. Dacă simțiți că aveți turația asta, faceți cum zice ea, dar dacă sunteți mai morcuți, nu. E contra... Asta înseamnă sub 30. Dar spune-ne, de ce au desfințat premiul? De ce l-au ființat și de ce l-au desfințat? În primul rând, înființarea noastră. Au înființat acest premiu cei de la Fundația Robert Bosch. pentru a încerca să le dea până la urmă publicitate acestor autori care se simțeau marginalizați, însă premiul i-a marginalizat cumva și mai tare, pentru că sunt foarte mulți autori care au declarat că nu au nevoie de un astfel de premiu literar, ci de un premiu german, axat pe literatura germană contemporană. Desfințarea a venit tot în ideea aceasta de a include acești autori în canon. Au spus că până la urmă, atât de incluși în canon și în literatura contemporană pot fi acești autori, încât pot accesa și premiile literare canonice, să spunem așa. Ceea ce s-a întâmplat cu Florescu, de exemplu, că a început să prindă toate premiile importante din spațiul german și elvețian. Asta nu înseamnă că noi nu îi asumăm în continuare. Pe autorii de origine română care ajung în spațiul german, e vorba și de Aglaia Veterani, de exemplu, nu numai de Florescu. Și spuneați la un moment dat că ar trebui să facă o variantă în germană. În primă instanță, de fapt, textele astea au fost în germană, cel puțin partea de lectură a fost direct în limba germană și a durat ceva până să le traduc, pentru că, într-adevăr, în faza susținerii lucrării de doctorat, toată lumea a ridicat mânuțele și a zis, dar de ce nu le-ai tradus? Că nu știm atâta germană. Și până la urmă le-am și tradus. Așa că, cu chiu cu vai. Auzi, fă-ne un top 5 al autorilor, după părerea ta, al autorilor care au primit sau nu au primit premiul, dar se încadrează în tipar. Greu. Pentru că spuneați de acele valuri care au apărut. În principiu ar fi trei mari zone. Zona mediterană, în care punctul forte îl reprezintă italienii. Ei creează așa numită literatură gastarbeiter, adică a muncitorilor. Nu e o literatură de raftul întâi. E destul de patetică, din păcate. Urmează o turnură spre Turcia, pentru că nu turcii reprezintă o minoritate foarte importantă în spațiul german. La ei deja încep tot felul de experimente literare și încep să scrie și bine. Iar după anii 90 avem o dublă extindere către Est, pe de parte către spațiul fostei Iugoslavii, pe de altă parte către fostul bloc comunist, inclusiv ruși, români, bulgari, unguri, să zicem. Iar în ultimii ani, încă nu e foarte bine, sau nu mi se pare mie încă foarte bine coagulat valul, ar fi cel al arabilor, bineînțeles. Sau, hai să zicem, și al celor din Orientul îndepărtat, unde, să zicem, că intră autorul din Sri Lanka. Ăsta a fost probabil cea mai interesantă descoperire. Pentru că este și ultimul care a primit, în 2017, a primit premiul de sprijin și updatează, de fapt, ideea de roman epistolar, creând un roman Facebook.
o discuție pe Facebook între două personaje. Ambele personaje sunt imigranți, unul din Sri Lanka, are cumva modelul autorului, celălalt personaj este din Kosovo. Și, de fapt, cele două personaje descriu două tipuri de mentalități al imigrantului. Pe de o parte este cel din Sri Lanka, cel care vrea să se integreze în spațiul de adopție și vrea să schimbe ceva, să producă ceva în acel spațiu. Pe de altă parte, kosovara este cea care se va întoarce acasă. Într-un fel, spre finalul romanului, generalizează foarte mult condiția aceasta a imigrantului și definitorie cartea pentru ce se întâmplă astăzi. Așa că el ar fi, să zic așa, topul în top. După aceea, l-aș cita pe Kaminer. Vladimir Kaminer nu este un autor care să fie primit premiul, însă are cel puțin 25 de volume publicate, de origine rusă. Este cel care face cumva legătura între spațiul german și Rusia lui Putin, pe care o ironizează, ceea ce e foarte actual astăzi, având în vedere că mai avem tot felul de personaje care în mediul acesta online încep și fac mișto de politica actuală, să spunem așa. Deci el ar fi pe 2. Pe 3. Aglaia Veterania. Pentru că mi se pare că proza ei nu e repetată sau nu e similară cu din ceea ce au scris autorii din lista, așa mi s-o cum am numit-o eu. Sasha Stanišić, pentru că iarăși este reprezentativ pentru ceea ce se întâmplă în fosta Iugoslavie și, să zicem, nu turci, pentru că mi-e foarte greu să văd substratul acela turc din literatura lor, dar Terezia Mora din Ungaria, pentru că ea se opune cumva etichetării de imigrant și crește bilingv. Este unul dintre cazurile în care lista aceasta Shamiso mai dă și rateuri. Pentru că în felul acesta crește bilingv, practic ea nu are, nu învață la maturitate, nu limba germană. Este și o listă care are minusuri sau, hai să zicem, goluri. Vă mulțumesc tuturor și eu. Roxana astăzi însă este autor, nu este în fața comisiei de doctorat. Trebuie să reamintesc asta, având-o pe doamna Vapeți în stânga mea. Și o trimit la colț să vă dea autografe. Autografele se dau acolo. Vă mulțumesc pentru participare.